Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Eugen Nicolicea, ales în circumscripția electorală numărul 12 Călăraș, pe listele PSD, după ce 23 de ani a fost deputat de Mehedinți. Este unul dintre cei mai vechi deputați, acesta fiind al 7-lea mandat al său. Din 1992, Nicolicea este permanent în Camera Deputaților. În perioada 2014-2015 a fost ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. Este social-democrat până în măduva oaselor. Pentru o scurtă perioadă a părăsit PSD și a aderat la UNPR din cauza baronului PSD Adrian Duicu din Mehedinți. A fost unul din creierele PSD în campania de suspendare a lui Traian Băsescu și apropiat al taberei PSD a lui Miron Mitrea. Nicolicea este cunoscut pentru jignirile la adresa colegilor parlamentari și jurnaliști. Era timpul, așa, atenție, ca candidat e o cacofonie și văd că ca candidez cu gura plină, vorbim despre o grămadă de lucruri pe care nu le știi. Eu n-am văzut în viața mea un reporter ca dumneata sau ce zici că ești, să vorbească prostii cu atâta siguranță. Argumente, domnule Nicolice. Păi sau am spus, cine l-aude este suficient. Ia spune-mi și mie ce am făcut eu, repetă cu subiect și predicat, că ai spus numai la prostii, ce am făcut eu, că nimic din ce ai spus nu m-am regăsit. În vară, jurnaliștii au refuzat să iau o declarație atunci când acesta s-a așezat țanțoș să vorbească cu presa. În primăvară, Nicolicea a fost protagonistul unei căzături. Acesta a dat vina pe cameramani cum că și-ar fi lăsat cablurile împrăștiate. Într-un dialog cu Cătălin Predoiu, Nicolicea a folosit un limbaj suburban când i s-a cerut o explicație. Da, doar o întrebare pentru inițiator. De ce ați scos, domnul deputat Nicolicea? De ce ați propus scoaterea terților din subiect infracțiune? Vreau să spun o întrebare pentru dumneavoastră. De ce ați scos categoria terților din text? Care e motivația? Păi v-am explicat. Eu am fost la plen, acum am văzut, îmi cer scuze dacă n-am prins explicația. Întrebați colegii atunci. Elegant ar fi să spuneți dacă se poate, dacă... Da, n-aveți timp de eleganță. Am explicat odată înainte de a pleca, dumneavoastră la plen, probabil că erați la budă, am explicat acum, erați plecat, păi ce facem aici? Și apoi de ce trebuie să vă explic dacă tot nu înțelegeți? Nicolicea declară în CV că este absolvent de drept și electronică, dar nu scrie niciunde anul și orașul. Presa centrală pune la îndoială veridicitatea informațiilor din CV. Activitatea sa din acest mandat este la limita decenței în comparație cu alți colegi care abia dacă deschid gura. 167 de luări de cuvânt, 15 luări de cuvânt în biroul permanent, 32 de propuneri legislative inițiate, 5 proiecte de hotărâre inițiate și o moțiune. Luările de cuvânt din acest mandat însumează 3 ore 57 de minute și 51 de secunde. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Nicolicea a avut până în prezent 1145 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de numai 33%. Indemnizația sa lunară este de 10.781 de lei. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Călăraș, luări de cuvânt în număr mare și fidel partidului. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: prezență foarte scăzută la vot, relație defectuoasă cu mass media și colegii, propuneri legislative puține. Pentru activitatea din acest al 7-lea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Călăraș, Eugen Nicolicea.